Zvonurile și diversiunile puse la cale împotriva lui Florian Nicolae sunt lipsite de credibilitate, iar acesta nici nu le-a dat prea multă atenție. Totuși, pentru ca oamenii să fie corect informați, el a reconfirmat în mod public faptul că își păstrează decizia, intenționează să candideze pentru funcția de primar. Aș vrea să asigur pe toți giurgiuvenii că sunt un om de onoare și nu mă voi retrage din această măsurare a opiniei giurgiuvenilor în această competiție pentru a reprezenta interesele Partidului Național Liberal în lupta pentru câștigarea fotului de primar în municipiul Giurgiu. Deci vreau să-i asigur pe toți că nu voi face un pas în spate, că nu am de ce. Simt că Giurgiu și giurgiuvenii sunt alături de proiectele pe care la care și eu am achiesat alături de mulți giurgiuveni. Florian Nicolae a mai explicat că, în ciuda zvonurilor la organizația municipală a PNL, situația este foarte bună. Și nu am venit în Partidul Național Liberal să dezbin. Nu am venit să fac liste pentru consilieri locali sau să particip la listele pentru consilieri județeni, pentru că noi acum suntem în situația de reconstrucție, de reclădire, de reașezare a Partidului Național Liberal și de reprimirea multor membri și simpatizanți din orașul nostru. Deputatul giurgiuvean a mai arătat că desemnarea sa în funcția de președinte al organizației municipale a PNL a fost apreciată de liberali. De altfel, propunerea a venit chiar din partea conducerii anterioare a organizației.